O luptă frumoasă, da? Fără lovituri interzise, da? Fără coate, da? Fără lovituri în ceafă. Timp! Pregătit? Pregătit? Luptă! Bobby Mirică, colțul albastru, Flaviu Buzeș, colțul roșu, începe lupta, se aruncă Flaviu Buzeș, încasează două, trei lovituri de pumn, încasează când apărate, a Flaviu, apărate, deja s-a precipitat apărate, și nu știe cum să acționeze un uppercut ratat de Bobby Mirică, să vedem cât vor rezista fizic cei doi, încă un uppercut încasat, încearcă o lovitură de picior Flaviu Buzeș, încasează încă un croșeu, da? Bagă capul în pământ, un uppercut încasat. Ține brațele sus, ține brațele. O luptă nebună, să spunem așa, da, cei deci doi dau tot ce pot în cu capul înainte, sperând, cred că te obosească Mirică, că nu înțeleg altfel tactica. Nu văd nici eu vreo șansă pentru Flaviu. Avem cumva și un... încearcă să ducă lupta jos și reușește. Stop! A bătut, a Mirică! Nu vine să cred că a bătut Bobby... Nu cred asta. Mirică a bătut atât de repede. Nici măcar nu l-a sumis acolo. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Doar a căzut peste el și l-a sufocat puțin. S-a speriat sau ce s-a întâmplat? S-a panicat, probabil, când s-a văzut jos la sol. S-a panicat, obosit fiind.